Ai niște globuri foarte frumoase și asta este foarte Da, e frumoasă. superbă, nu? Da, E superbă și mi-e place la nebunie. Astea le-ai cumpărat toate acum special pentru bradul de anul acesta? Da, anul acesta am schimbat bradul, da. Până acum am avut pe portocaliu și auriu, am mai avut și pe argintiu, vreo 2 ani. Anul acesta m-am hotărât să fac, să nu mă îndepărtez prea tare. Avem și auriu, avem și argintiu, dar aș fi vrut o altă combinație. De exemplu, niciodată n-am avut așa superbități îmblânite. Îți place să faci bradul? Foarte mult îmi place, foarte, foarte mult, pentru că este un moment de creație. E chiar. Nu e ușor să faci un brad. Bine, să-ți iasă frumos, așa că foarte multă lume, într-adevăr, poate nu alocă atâta atenție atunci când împodobește bradul. Pun acolo, știi, lucruri, de-aia se zice, nu știu, ești ca un brad, ca un pom de Crăciun, nu? Da. Bun, la mine nu e chiar așa. Pun foarte mare accent pe chestia asta și îmi place la nebunie să împodobesc bradul. Dar cum ne împodobești bradul singură? Soțul și băiețelul? Da, Unde păi sunt? da, au spus că pleacă la cumpărături, să mai cumpere una alta. Au spus că o să mai aducă câte ceva pentru brăduțul nostru, dar sper să nu fie ceva complet aparte, știi, Da. de, da. Dar bine, o să-i las să împodobească un pic așa. La un moment dat Adrian a zis, Dumne, deci ești ceva, de ce nu ne lași să împodobim și noi bradul așa cam cum vrem noi? Zic, Dumne, o să vă las, chiar am văzut un film foarte funny, foarte funny, la un moment dat o mamă își lăsa copiii să împodobească bradul așa cum doreau și peste noapte schimba complet, știi? Dar cadourile le-ai cumpărat deja? Da, cadourile sunt cumpărate. Da. Da, sunt aranjate, da. Deci ești pregătită. Sunt pregătită, poate să întâmple orice, sunt pregătită, da. Care e preferata ta? Ai vreo Bine, nu, o preferată? să începem. Da, Ia. sunt preferatele mele aceste perluțe, o să începem cu Așa. ele. Imediat. Bun. Eu Așa. bradul împodobesc ca și ca atunci când lucrezi la un tablou. Deocamdată o să facem în felul următor. Am Așa. reperat exact poziția. Dacă când erai mică, împodobeai bradul? Da, până nu toate trei. Suntem trei la părinți. Așa. Și stai, nu, fiecare cu gustul ei. Acum o să începem cu globurile astea foarte mari. Bun, să te ajut, da? Deci am să te rog foarte mult să mă ajuți. Așa, ok. Și ele, globulețele astea, trebuie să trăiască neapărat. Trebuie să vorbească fiecare. Dar colind de cânți acasă? Nu prea. Nu? am cântat noi așa. Nu te pune băiețelul să-i cânți? Adam? Da. Abia acum învață. Stai să învețe pentru grădi. Una. Și anul acesta Crăciun unde îl vei face? Acasă, cred. Recunosc că încă nu suntem foarte siguri. Poate mergem la ai mei la Chișinău. Și în fiecare an faci tu bradul? Da. E plăcerea ta? Da. Nu știu, cred că la un moment dat ar trebui să-i las pe băieții să facă ei un brad, nu? Ce zici? Măcar să te ajute. A, ei mă ajută. Nu, de obicei mă ajută. Păi de acum, anul trecut, Adam era încântat. Dar nu trage globurile Nu, din de-aia pom? și iau casabile, pentru că el de obicei se pune pe treabă. Da, păi de-aia Urcă pe zic. aici. Și gata bradul. Da, Este gata, Bradu. superb, deci chiar Mulțumesc. este superb, îmi place foarte Mulțumesc mult. foarte mult, mulțumesc din suflet. Ochiul de Să-l artist aprind, se nu? vede. Da? Da, te rog, hai, Mulțumesc. Să-l aprinde bradul, aprind. să vedem. Ia să Un adevărat brad de Crăciun. Este foarte Gata. frumos. Frumos. Și mie îmi place. Ne-a primit la ea acasă, iar acum vine la noi acasă, Analesco! Hop, și așa. Bună seara, Ana! Bună seara, Cătălin! Să știi Bună că seara aveam și tuturor! un cântecel pentru tine. Iulica, merge cântecelul pentru Ana? Mai avem probleme cu internetul, ne mai cade conexiunea. Și mie mi se întâmplă foarte des. Bună, Ana, și bine ai venit la Te emisiune. pup, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc din suflet. Iar mă așez undeva? Te rog frumos să iei Ia. un loc. Oh, Ana Doamne! Lesco, Da! ce faci de sărbători? Din nou! Din nou, din nou! Păi tocmai ți-am explicat Mi-ai că de explicat, dar de... sărbători, Da. da, o să bea puțină o guriță de apă, se poate? O guriță, te rog frumos, bei o guriță de apă, fără probleme. Foarte, foarte bună. La noi și apa e foarte bună. Foarte bună. Cătălin, de sărbători,
O să mă împart. O să am și concerte. Am să sărbătoresc și acasă. Deja fac meniul. Da. Eu chiar le spun celor de acasă că tu gătești senzațional și mi-ai adus ceva înainte de emisiune, da, gătit de tine, și anume era un salam de biscuiți, ceva de un genul... fel de, de un fapt fel... se numește un tort de casă, dar el practic are un aspect și arată ca al vostru salam de biscuiți. Doar că este destul de... E altfel. Voi faceți salamul... Nu mai zic, că dacă zic și rețeta, acum dar iarăși... Dar zici și rețeta, măcar pune pe Facebook undeva sau pe Instagram, undeva. Păi eu pun pe Instagramul meu în această seară. În această seară am să pun, să știi. Deci în această seară vă invităm pe pagina de Instagram Ana Lesco. Sper, da. Pe pagina mea și o să vedeți acolo această rețetă. Da, de... Bine, eu am două, dar bine, hai să nu spun prea multe amănunte. O să vedem în seara asta pe Instagram. Nu dar promit, nu promit, seama de nu promit. Ta, de, să-mi o explici puțin așa. Să ți-o explic? Da. Păi hai să-ți spun așa, în această seară, în premieră, lansez în cadrul emisiunii tale piesa care se numește Minus Tu. Minus Tu? Yes, Minus Tu. Și, adică fără tine, nu? Da, un fel de... E o piesă de iarnă, afară este foarte frig, urmează. Da. Urmează. Bine că e cald la noi în platou. E tare cald, da. Bine că, uite, vezi. Urmează acele temperaturi cumplite, minus... El, frig afară, fulgi, zăpadă, tu, știi tu. Da, și de-aia s-a născut acest Minus Tu. Iar piesa se numește Minus Tu, da? Minus Tu, da. Produsă de Popa Records. Da. Și această ținută, într-adevăr, este o, cum să spun, o reinterpretare a multor idei pe care le are Enico în cap. Și executată de Andreea. Da. Mai Corvin. Are niște apă tradițională de la de noi ce? De aici din platou. De ce? Nu. Nu, de ce? Mamă, Cătălin, spune. Nu, am zis că am băut niște apă tradițională. Da, e ceva neîndregulă. Simt așa că e ceva în aer. Ia spune. Nu, serios, îmi rămăsese să spui și de costum. De păi tocmai ți-am explicat. Deci tu n-ai fost atent. E ceva. Eu am zis că tocmai se întâmplă ceva. Spune, e ceva neîndregulă? Nu, Ana, e totul... E perfect. Of, de la cozonac mi se trage. Mă sperii. Bun, avem și în... clip, da? Exact cum spuneam ceva mai devreme. Da, avem și clip, da, Minus la Tu. La piesa Minus Eu. Da. Hai mă, zice. Nu mai e nimic, mă. Să știi că ești foarte drag. Acum la modul cel mai serios. Mamă, dar te cunosc. Hai, zice. Mă, ești foarte dragă, ne tulburi când vii la emisiune. Nu se poate. Vorbesc despre mine și colegii mei. Ah, că nu vrea să-mi zică, bine, o să aflu eu. O să aflu mai... Vedem piesă și clip nou cu Ana Lesco. Da, spune Cătălin. Ea este Ana Lesco, oameni buni, și să vină și micile crăiese ale zăpezii. Fetelor, veniți aici lângă mine. Au venit fulgii de nea. Să vină și băieții mei. Ai și băieți? Da. Să vină și globurile. Bun. Spiridușii, băieții și sunt spiridușii. De mereu uit unde este spotul tău. Ce să fie? Eu vreau să stau acolo unde stai tu. Ah, mereu. Uite aici. Acolo uite, vreau. Vezi, am un semn aici. Aici vreau, da. Da, aici bate lumina cel mai puternic. Da? Da, e perfect. E perfect tot ce, tot de ce am eu nevoie. Oameni buni, Ana Lesco are piesă nouă, Minus Eu. Poate la nu scoți una, plus eu. Eu știu Iulica, că op, și așa. Eram convinsă că o să nască foarte multe discuții, da? Și de ce te-am rugat să spui, dar tu nu vrei să zici da, nimic. Ești drăguță. Doamne, Ana Lesco ne cântă astăzi, oameni buni, venit aici la noi în platou, la România, ne cântă această piesă de iarnă cu Minus Eu. Nu, și asta la voi aici. Asta e, te pupăm, Ana. Mulțumim mult de tot, să cânte Ana Lesco. Să cadă, să pară să adună și parcă vrea să-mi spună, să desenez o urmă.
cada mea plină de schemă. Foarte frumos, mulțumim mult de tot, Analesco! Oameni buni, puteți să o căutați pe Instagram, Analesco, să vedeți rețeta pe care ne-a pregătit-o. Speak, hello, aici suntem, Speak, trezește-te! La, la mine te uita, era Speak în spatele camerei de filmare, mă stăse așa blocat. Ideea e că e foarte spectaculos show-ul și abia așteptăm să ne mai revedem, Ana. Vă mulțumim mult, mulțumim fetelor, băieților, vă mulțumim mult de tot. Și am o întrebare. Pentru toate petrecerile astea din luna decembrie, unde mergeți voi să cântați, să dansați, mergeți în costumele astea? Vom merge și în aceste costume. Extraordinar.